Bună, drăguților! Bună, suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu etalare într-o singură variantă de răspuns, dar vom face în felul următor. Prima variantă va fi pentru doamne, iar cea de-a doua pentru domni. De aceea am spus într-o singură variantă, pentru că, bine, puteți să le ascultați pe ambele, bineînțeles. Deci vor fi două variante, dar una pentru doamne, prima, iar cea de-a doua pentru domni. Și vreau să țineți totuși cont de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, da? Nu tot ceea ce auziți aici se va potrivi cu povestea voastră, deși uneori este posibil. Haideți să vedem. Să vedem ce o să iasă. Deci prima etalare o facem pentru doamne. Subiectul va fi cum ești tu acum în mintea persoanei dragi, persoanei de care tu întrebi sau mai puțin dragi. Cum ești tu văzută de domnul de care tu întrebi? Cum ești tu prin mintea lui? Cum te percepe? Cum te vede în acest moment? Bun, și o să lăsăm cărțile să vină la întâmplare, da, și le și clarificăm. Încercăm să facem ceva totuși mai scurtuț, să nu mă întind prea tare, dar vom vedea că eu sunt cam vorba lungă să ajungă. Bun. Hai să vedem o carte din oracol, carte două, câte vor să sară. Ia, ce a venit aici? Opa, vorbim de o călătorie, de a merge împreună undeva sau de a călători. Se tot gândește la un drum, să facă un drum spre voi sau voi către persoana aceasta sau poate să mergeți împreună undeva să călătoriți. Aici e vorba de o călătorie pe care voi o veți face împreună, posibil, sau cum am spus mai devreme. Și hai să vedem. Cum te gândește? Ce gândește despre tine? Ce are în minte? Cartea nebunului, uite, vrea să-și tragă totul cu buretele, să o luați la zero, să faceți ceva împreună. E o nebunie aici. Este un început. Este un risc în cartea asta. E ceva la început. E ceva proaspăt. Poate că mulți dintre voi doar ce-ați cunoscut persoana asta. Sau poate că persoana asta cam așa gândește, da? E așa, într-o nebunie, pur și simplu. Hai să vedem mai departe. Ce mai are prin minte? Wow, ce frumos! Asul de cupe care vine cu multă dragoste. Nebun din dragoste. Nebun, nebun, nebun. Ia uite aici. Ține spate dragostea, da? Și merge către necunoscut. Merge către tine. Vine către tine. Și aici avem și cavalerul de spade. Totuși să ai grijă, pentru că omul ăsta poate fi ușor tăios sau se grăbește. Mai poate fi și o grabă, că vine repede, 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 că se întâmplă repede, în cel mai scurt timp. Poate că vrea să vină, poate că arde de nerăbdare să vină către tine. Și asta poate fi, da? Gândul acestui om că arde de nerăbdare să vină către tine. Totuși e un pic confuz, un pic derutat sau are frici, luna vine cu frici, da? Are o teamă. O să clarificăm fiecare carte în parte și o să vedem luna de ce vine cu teamă, de ce este frică. Aici e o teamă, da? Își face totuși niște griji. Treiul de cupe, cu împăcare, cu veselie, cu a ciocni pahare împreună, cu a fi împreună cu voi. Hai să vedem ce mai gândește. Soarele, ia uite ce frumos. Deși este greu, cu greutate, da? Și asul de bâte aveți aici, iau de asul de bâte, asul de cupe, totuși simte o greutate, o apăsare. Nu mai puțin să opresc câinele, că se plimbă. S-au prins singur, nu mai opresc. Bun. Deci aici avem totuși o greutate, și bucurie, dar și greutate. Deci cumva este și greu, dar se și bucură. Cum sunteți voi în mintea lor? Păi cam așa se gândesc la voi, și cu bucurie, dar în același timp întâmpinați și ceva greutăți. Poate că vă întâlniți mai greu, poate că vă este greu să vă vedeți, pentru că aici, dacă stau bine și mă uit, dar omul vrea să vină către voi. Poate că întâlnirea asta vine așa cu o apăsare, cu lucruri de rezolvat pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, pur și simplu, este greutatea aceea că nu poate fi cu voi. Hai să mai vedem, mai spatem pe două cărți. Cum? Așteaptă, ia uite, nerăbdător, așteaptă. Și ce aveți aici? Optul de monede. Între timp lucrează la ceva, își pregătește ceva.
7 și 8, da, una după cealaltă. Pregătește ceva și hai să văd ce pregătește. 4 de monede. Totuși, este reținut. Este reținut. E posibil pentru mulți dintre voi să fie doar gândul acestei persoane, da? Ce am văzut până acum, să fie doar gândul. Și aici avem un rege de monede. Poate că așteaptă ceva, poate că se tot gândește, este reținut. Poate că e o problemă financiară, de aceea vin greutățile. Are foarte multă pasiune pentru voi, are iubire, are dragoste, are entuziasmul acela de a veni, de a vă întâmpina, de a vă scoate undeva, de a merge undeva cu voi, de a vă face o bucurie. Dar, de aceea a apărut luna aici, este o confuzie și probabil că, nu neapărat o confuzie, o frică că nu o să iasă bine, că nu o să vă mulțumească sau că nu o să fie ok. Vrea să vină în întâmpinarea voastră sau vrea să vă facă o surpriză și asta mai poate fi. Dacă vrea să vă facă o surpriză, se tot gândește și pune aici anumite planuri pe așteptare, da? Pentru că nu are probabil suficient bani sau suficient timp sau ceva îi lipsește, da? Cu 400 de monede e o reținere aici, se reține, se echipzuit în acest moment. Pentru mine 4 de monede poate fi și faptul că e un pic zgârcit omul ăsta, dar aici nu văd zgârcenie în 400 de monede, ci mai degrabă văd că așteaptă pentru că nu este pregătit sau nu este ceva îi lipsește. Bun, wow, uite ce frumos, la capătul cărților avem regele și regina de monede, două persoane care se înțeleg unul pe celălalt. Regina de monede este cea mai oropsită, să zic eu așa, dintre toate cărțile de curte, da, dintre toate personajele astea, e cea mai oropsită, este cea care muncește foarte mult, cea care se dedică, cea care depune un efort în plus față de ceilalți pentru a mulțumi pe toată lumea și regele ăsta de monede este singura persoană care o poate înțelege. Cam așa văd eu conexiunea dintre voi doi în acest moment. Persoana asta este singurul om care vă poate înțelege, care, sau căruia îi pasă cu adevărat de efortul pe care voi îl depuneți, de ceea ce voi faceți pentru ceilalți și tot așa. Și văd o conexiune aici de suflete, pereche, vai ce frumos! Vai, dar niciodată nu mi-au ieșit cărțile așa fain, ce super! Deci omul ăsta vă iubește din tot sufletul, deci nu știu cum să vă spun. Deci avem regele și regina de monede, care oricum în momentul în care apar perechile în tarot este regie de suflete pereche, da? Avem entuziasmul dintre voi doi și planuri de viitor. Și avem aici șasele de cupe și doiul de cupe, care atunci când vin împreună, direct energie de suflete pereche, de suflete gemene chiar. Și avem și un 10 de cupe, o familie fericită. Deci persoana asta, pur și simplu, cum gândește, ce gândește despre voi, nici n-am cuvinte. Deci e frumos, 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 frumos. Aveți soarele, aveți asul de bâte, plin de pasiune, plin de emoții, de dragoste, de iubire. Are și ceva frici, într-adevăr, în legătură cu voi. Este o teamă aici, este o reținere. Dar entuziasmul pe care îl are în momentul în care se gândește la voi este atât de mare încât depășește toate fricile astea. Parcă nici nu mai vine să le clarific, jur. Deci așa frumos au ieșit, ia uite, eremitul, regele de cupe, șasele de monede. Se gândește, se tot gândește, chiar se gândește la voi, dar voi dați energie, voi dați putere. Se și teme aici un pic, se teme, da, are o teamă. Teama de a nu se încheia, de a nu se termina, de a nu fi trădat, trădată sau trădat, vorbim aici despre un domn, din obișnuință, vedeți cum, ce înseamnă obișnuința. Da, frumoasă energie, frumos, frumos. Dacă nu sunteți împreună, probabil că asta și-ar dori, da, să fiți împreună, pentru că avem regele și regina de monede, de energie, de familie, da, să fiți împreună, zecele de cupe, la fel, să fiți o familie, să locuiți împreună, să, probabil că cam acolo este gândul, da, acolo este idealul acestui om referitor la voi. Iar dacă sunteți împreună, încearcă să facă tot posibilul să vă facă fericite, doamnelor. Dar are o reținere și haideți să vedem ce-i cu reținerea asta, da? În primul rând vreau să clarific luna. Hai să văd luna asta. De ce este cu teamă?
de o pauză. Este teamă de o pauză, este teamă de că lucrurile ar putea lua o altă întorsătură, că ar putea exista o pauză între voi, că n-ar avea șansa, că nu există șansa. Pentru unii dintre voi este posibil să nu fiți împreună și atunci normal că apare energia asta, da? În care omul se teme. Zice, măi, pauza asta, dacă e prea lungă, dacă se răcesc lucrurile între noi fiind la distanță sau dacă nu o să am niciodată șansa asta să creez această familie, da? Cu această persoană sau să fiu alături de ea. Hai să văd. Ia uite, iară 6 de cupe. 6 de cupe, energie de suflet, de pereche. Bun, ce vreau să văd? Greutățile. Ia să văd ce-i cu greutățile astea aici. 10 de bâte de 2 ori. Deci greutăți, greutăți, nu așa. Deci este foarte greu. Foarte, foarte greu. Foarte greu. Nu știu de ce simte atât de multă greutate, dar o simte. Hai să văd. Cavalerul de spade. Nu mai are răbdare. Ia uite, cavalerul de spade de 2 ori și greutățile. Posibil ca unii dintre voi, deși am văzut încă distanță, dar e posibil să fie o distanță, pentru că această relație implică o călătorie. Deci e posibil pentru unii dintre voi, da, să fie o distanță, iar asta se separă foarte greu, să fie în preajma voastră, să vină în preajma voastră, să vină repede. Pentru alții dintre voi, cavalerul ăsta de spade poate însemna un soi de gelozie sau impulsivitate. Poate că este greu să se stăpânească. Da? Este foarte greu să se stăpânească și asta mai poate fi. Și este teamă uneori că nu își poate ține în frâu. Gelozia poate fi sau, iată, regina de cupe, dar iubește din tot sufletul, iubește omul ăsta. Bun, hai să văd ce îl reține aici. Deci așteaptă, că e în așteptare. E în așteptare, tot așteaptă să comunice. Vrea să comunice sau să facă drumul ăsta. Și 5 de cupe, totuși, de ce se teme aici? E o teamă, o așteptare, este groază. Deci momentul în care așteaptă, în momentul când e departe de voi, da, are regrete, are păreri de rău, are stări de anxietate, are stări proaste. Pur și simplu gândul la voi îl face fericit. Dar în momentul în care așteaptă, da, când nu este cu voi, când îl înnebunește. 4 de monede, 4 de monede cu 4 de cupe. Da, foarte dezamăgit în legătură cu ce? Ce îl dezamăgește? Banii. Că nu are bani. Nu are suficienți bani. Ia uite, 9 de monede. Am întrebat ce îl dezamăgește, de ce simte starea asta așa de supărare e aici. E o supărare, da? De ce simte? De ce are starea asta? De ce e reținut? Pentru că nu are suficienți bani. Să fie cu voi, să fie lângă voi, să vă ofere probabil ceva. Probabil că vrea să ofere ceva sau vrea să facă ceva și nu poate. Se simte constrâns, și dar ține în secret. Ține lucrurile în secret. Deci nu ar vrea ca voi să știți de toată treaba asta. Da, ia uite și Marea Preoteasă și Eremitul. Deci cumva caută o soluție pe viitor, din câte văd. Da? Dar ține totul în secret. Deci probabil că nu o să vă spună niciodată, măi, uite, eu vreau să vin către tine, dar nu am suficienți bani. Sau vreau să te scot undeva, dar nu am ceva, nu sunt ok acum, în momentul ăsta. Și asta deranjează, iau-te, 3 de cupe, da, exact, petrecere. Da, avem 3 de cupe de 2 ori, deci vorbim despre o petrecere aici, vorbim despre a ieși undeva. Poate vorbim despre o vacanță, poate că voi ați sugerat să mergeți în vacanță, sau i-ați sugerat, nu știu, poate a spus că vă doriți ceva și ar vrea din tot sufletul să facă acel lucru pentru voi, dar momentan nu poate. Și nici nu vă spune, măi, nu pot. Iau-te, regele de cupe, regina de cupe, ce frumos vă ies cărțile, deci n-are rost. O energie superbă, superbă. Deci nici n-are rost să mai clarific ce să mai fac aici. Omul ăsta vă iubește din tot sufletul. Bun, drăguților, cam atât am avut pentru Doamne. Doamne ajută, e foarte frumoasă energia, e plăcută, în ciuda faptului că persoana asta e un pic reținută, da? Dar e reținută și n-ar vrea ca voi să știți că are probleme sau că ce anume reține persoana asta, da? N-ar vrea, dar clar, mi-au și bănuții aici că banii sunt un impediment. Bun, v-am pupăcit, numai bine. Ceau, ceau!
Bun, domnii mei dragi, am revenit cu etalarea voastră. Haideți să vedem, doamna sau domnișoara la care voi vă gândiți, ce sau cum vă gândește, cum vă percepe. Vedem ce are în minte în legătură cu voi. Bun, drăguților, hai să vedem. Scoatem o carte din acest oracol. Lasă-ți prietenii să te ajute. Cere și acceptă ajutorul celorlalți. Probabil că, vedeți voi, este energia aceasta de prietenie, de a fi prieten, de a fi cel mai bun prieten. Sau, în unele cazuri, poate fi și asta, da? Că persoana la care voi vă gândiți și-ar dori să fiți un pic mai deschiși, poate, da? În alte cazuri, poate că este nevoie de ajutorul prietenilor sau ar dori să primească un mesaj prin intermediul prietenilor, acum depinde de situație, dar în multe cazuri e posibil, cartea asta așa am văzut-o pentru prima dată, că și-ar dori să fiți mai apropiați, da? Ca doi buni prieteni. Hai să vedem ce mai apare. Cum vă gândește, cum vă percepe, ce are în minte în legătură cu voi? Și avem un 8 de bastoane aici. Cu 8-ul de bastoane ne vorbește despre comunicare la distanță. Poate că sunteți prieteni în, sau comunicați în mediul online. În alte cazuri, poate că vorbim despre un drum, despre o călătorie, da? Pentru că 8-ul de bastoane poate veni și cu un drum. Dar în special comunicare. Se gândește să comunice, să vorbească cu voi. Ce mai avem? Marea preoteasă. Marea preoteasă vine cu lucruri ascunse, cu secrete. Măi, ce e aici? O relație în secret? O relație ascunsă de ochii lumii? Da, și marele preot, care a venit un pic întors. Poate că e o relație secretă aici. Poate avem trei arcane majore. Și spânzuratul, până la urmă, vine cu lucruri ascunse, da? Vine cu un oarecare mister, într-o oarecare măsură. Ce văd eu aici este că e o relație ascunsă, am impresia că e o relație ascunsă. Îi place să comunice, da, îi place să vorbească cu voi, dar ține lucrurile în secret sau și-ar dori să le țină în secret, pentru că marele preot mi-a venit un pic întors, ceea ce înseamnă că nu ar vrea, ar vrea să țină lucrurile ascunse sau departe de familie, departe de, în cazul în care persoana de care voi întrebați este într-o altă relație, e clar de ce vrea să țină lucrurile ascunse. Încearcă să găsească o soluție pentru viitor în legătură cu relația voastră, pentru că avem spânzuratul și spânzuratul vine cu oarecare pauză sau în această perioadă încearcă să găsească o soluție, pentru că vine cu o pauză, dar în pauza aia vine cu a găsi o soluție, deci cumva hai să ne oprim, da, și haide să căutăm o soluție pentru viitor. Și vreau să mai văd o carte. Șaptele de monede, da? E o așteptare aici. Se pare că e o așteptare. Poate că așteaptă să culeagă roadele, deci să culeagă ceva din relația asta sau pur și simplu așteaptă. E în așteptare, văd persoana asta. Așteaptă să vadă ce o să se întâmple, ce o să fie, cum o să fie. Totuși, marele preot ne vorbește despre o relație serioasă. În cazul în care sunteți împreună, da? În cazul în care aveți o relație serioasă cu persoana asta, se pare că vă pregătește o comunicare, o să clarificăm comunicarea acolo, să vedem ce, despre ce vorbim. Și o pauză. Urmează o pauză între voi sau pur și simplu universul face lucrurile în așa fel încât să existe o pauză până când veți găsi o soluție la problema voastră. Hai să vedem ce mai gândește. Ce mai gândește despre voi? Zecele de bastoane, că este foarte greu. Îi este foarte greu să mai țină această relație ascunsă, probabil. Da? Pentru că avem zecele de bastoane peste Marea Preoteasă. Cumva se teme că nu o să mai poată ține pentru mult timp această legătură. Cumva așa secretă. Ia, treiul de spade. Măi, ce e aici? Treiul de spade cu dureri, cu dureri sufletești, cu... I-ați rănit sufletul. I-a zrănit inimioara cumva. De ce? Nu știu. Dar ceva i-a venit tare greu. Nu știu ce ați făcut voi. Ia uite, avem aici regele de bâte. Probabil că sunteți voi. O energie destul de cuceritoare, să zicem așa, sau cu o ușoară aroganță. Și optul de spade. Iarăși vine cu un blocaj. Măi, ce ați făcut voi aici?
să clarific mai mult un pic la voi, să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Judecata vine cu împăcare, cu o realizare, cu o renaștere și un drum. Și frici, frica de a se detașa, frica de a pleca. Hai să mai scot vreo două cărți. La voi e destul de greu, să știți. Foarte greu. La Doamne mi-a ieșit foarte bine, dar la voi iese greu. Magicianul și treiul de cupe, da, triunghi, vorba de un triunghi amoros aici și magicianul. Și soarele la capătul pachetului, foarte frumos. Și zecele de cupe, foarte fain. Să știți că se teme un pic. Iau-te, patru de monede, eremitul, cărțile astea le-am văzut și la varianta pentru Doamne, dar este foarte interesant pentru că, iau-te, aceleași cărți, numai că aici apare un șapte de spade. Cred că e o lipsă de încredere. Probabil că voi, da, ați pus totul într-un tablou așa prea luminos. Totuși, persoana asta cred că e un pic mai rațională decât voi sau cumva mai, cum să vă spun eu, mai temătoare, da? Și ce interesant, luna și soarele, asta mi-a ieșit și la varianta pentru Doamne, deci foarte multe cărți se repetă, e ca și cum cineva se uită și la energia feminină și la energia masculină. Ideea este că doamna de care voi întrebați se cam teme, da? Se cam teme și aici este o relație de triunghi, trei de spade, trei de cupe, clar, e un triunghi aici. Dacă nu sunteți într-un triunghi amoros, probabil că ceva în secret acolo, nu știu, ori voi, ori cealaltă persoană, aveți ceva. Dar dacă știți de această relație și știți că sunteți într-un triunghi amoros, e clar că persoana asta se teme efectiv de ce ar putea să urmeze, să zicem așa, ce ar putea să urmeze, pentru că văd aici treiul ăsta de spade, deci probabil că și luna și optul de cupe. E destul de greu ce se întâmplă aici și oboseală și cumva ar dori să se detașeze și în același timp nu poate pentru că aici a editat mai soarele și magicianul cumva simte energia voastră că o trageți înapoi tot timpul, o trageți spre dumneavoastră. Pe de altă parte văd o frică, văd o teamă, da? Ar vrea să pună relația asta pe pauză până când va găsi o soluție să scape de toate greutățile astea sau să scape de oboseala asta, pentru că îi se pare deja foarte obositor. Vedeți, nouăle de băte cu treiul de cupe, cumva îi se pare foarte obositor. Cam așa sunteți voi în mintea acestei persoane. Și aici este regele ăsta de bastoane, ceea ce dă mie de înțeles că energia voastră este foarte dinamică, sunteți foarte dinamici. Dar, în același timp, vreau să văd de ce a apărut treiul ăsta de spade, de ce apar rănile astea sufletești, de ce apare energia asta de vrea să se retragă, vrea să, știți, ceva în genul ăsta. Și totuși, nu poate, pentru că aici, totuși aveți șaptele de spade, deci cumva nu, e o lipsă încrederii aici, da? E o lipsă încrederii. Persoana asta nu prea are încredere în voi, cam aia e ideea, nu prea are încredere. Se gândește la voi cu bucurie, se gândește la voi că ar putea întemeia o familie fericită cu voi, cu 10% de cupe, da? Dar există un șapte de spade aici, adică e o lipsă încrederii, clar. Este teamă că atunci când îi va fi lumea mai dragă, voi veți pleca sau vă veți detașa, vedeți? Optul de cupe. Voi o să mergeți în altă direcție, voi o să rămâneți singuri sau o să mergeți într-o altă direcție, o să căutați altceva. Da, cam aia e ideea. Bun. Și aici frica să nu plecați, frica că o să dispăreți așa ca măgarul în ceață. Acum eu vă spun ce văd. Dacă știți că nu sunteți așa, atunci nu este etalarea pentru voi. Dar eu spun exact ce văd. Da, are o teamă că are bucurie vis-a-vis de voi, o mare bucurie cu soarele ăsta aici și cu zecele de cupe, clar. Dar foarte bună chimia dintre voi doi cu magicianul, ok, cam așa vă percepe, ca pe un magician, ca pe o persoană care îi o nebuniță, așa, îi zăpăciți mintea, dar în același timp are o teamă că în momentul în care se va bucura mai tare de prezența voastră, voi o să vă luați tălpășița. Deci nu sunteți cumva de încredere, asta e ce să zic, asta așa gândește, asta vă spun. Bun, hai să vă treiu de spate cu ce ați supărat aici sau ce ați făcut, astfel de monede.
ceva legat de stabilitate. E ceva legat de stabilitate, exact cum am spus mai devreme. O schimbare, da? E necesară o schimbare în atitudinea voastră sau poate în a-i oferi o stabilitate sau poate în... Da, e ceva ce îi aduce cumva rană așa în suflet, durere în suflet, ok? Sau poate că persoana asta mai poate fi și asta. Dacă este într-o altă relație și nu sunteți voi într-o altă relație, domnilor, este posibil ca persoana asta să... persoanei ăsteia să-i fie foarte greu pentru că alături de voi, v-am zis, nu prea simte încredere, nu prea simte pe când aici, da, este o oarecare stabilitate și o schimbare destul de mare, radicală, cu moartea aici. Bun, hai să văd. Optul de cupe. Care-i treaba cu optul de cupe? Da? Vedeți? Îi este teamă să nu fie dezamăgită. Îi este teamă acestei doamne să nu, sau domnișoare să nu fie dezamăgită de voi, de plecarea voastră. Că voi, într-o bună zi, o să plecați, o să vă detașați. Deci, clar, asta simte, o lipsă de încredere. Da? Nu prezentați încredere în mintea acestei persoane, ce mai încoași încolo. Nu prezentați. Cu patrul ăsta de cupe, clar că teama aceea de a nu rămâne dezamăgită la un moment dat. Da? Lună, fricile. Ce frici are aici? Că are frici în legătură cu voi. Ia să văd. Optul de cupe. Exact. Ia uite, de două ori. Opt de cupe. Vedeți? Dezamăgirea și frica. Frica de a nu rămâne dezamăgită în momentul în care voi o să vă luați tălpășița. Așa se gândește. Na. Nu știu. Probabil că, nu știu, i-a spus ceva vreodată, ați făcut ceva ce o face să creadă că nu e treaba, da? Că drumurile voastre se vor despărți la un moment dat. Vedeți, aici avem o energie feminină, aici o energie masculină. Deci, cumva, cam asta are în minte. Hai să văd voi. Care-i treaba cu voi? Temperanța. Poate sunteți un săgetător sau poate că voi sunteți destul de calmi în legătură cu toată situația asta și asta o tulbură și, o tulbură și mai tare, calmitatea voastră. Sau tot vă jucați, așa că, na, temperanța până la urma urmei este o combinație aici. Încercați să răciți apa, să cumva să vă tot învârtiți în bilele astea, aici nu scupe, vedeți, sunt două bile, vă tot jucați aici, când rece, când cald, când una caldă, când una rece. Încercați să țineți așa echilibru, dar calmitatea voastră, liniștea voastră o zăpăcește și mai tare. Trei de cupe, ia. Ia uite, trei de cupe, trei de spade. Clar, e triunghi aici. Și cineva în triunghiul ăsta suferă. Cineva suferă în triunghiul ăsta, unul dintre cei trei. Și știe lucrul ăsta. Știe. E conștientă de treaba asta. Ce vreau să mai clarific? Să vă blocajul ăsta. Ceva se blochează, ceva de blocaj aici pe care și-l... Nu, puțin. Îmi cer scuze, a sunat cineva la ușă. Bun, hai să vedem. De ce obosește în halul ăsta? De ce e obosit aici? Ce se întâmplă? Zecele de cupe, gândindu-se, vedeți și ea. Și persoana asta tinde către același ideal ca și voi, probabil. Dar cumva e obosită, da? Simte oboseală, simte oboseală gândindu-se că totul va fi bine. Pentru că sunt fricile astea de care nu poate scăpa aici, din câte văd. Hai să văd totuși zecele ăsta de bastoane, ce cu el. Cavalerul de cupe. Frumos. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe probabil că sunteți voi. Sau probabil că se simte, mai poate fi și asta, în cazul în care sunteți într-un triunghi amoros, da? Faptul că oferă, da, foarte, sau nu că oferă, Cavalerul de cupe, până la urmă, este un om iubitor, este un om care se poartă foarte frumos, care încearcă să vindece ceva, care vine cu vorbe frumoase, cu vorbe plăcute. Și de ce obosește cavalerul ăsta de cupe? De ce ajunge așa să obosească? De ce îi se pare atât de greu? Și nouăle de bastoane, ia uite, foarte obositor, ceva devine extrem de obositor și judecata. Măi, aceleași cărți se repetă.
E oboseală aici, dar de ce se simte așa obosită? În cavaler de cupe, sau poate voi ați obosit, poate și șasele de cupe, da, o energie de suflet pereche aveți aici, poate că voi ați obosit, poate voi sunteți cavalerii ăștia de cupe, voi tot încercați, da, cu energia voastră plăcută să faceți lucrurile să meargă, să fie ceva frumos între voi și persoana asta tot blocată e, da, tot cu frici, tot blocată, tot nu vrea. E oboseala, cred că a voastră aici mai mult decât a lor, a doamnelor. Bun, hai să vedem magicianul totuși ce se va întâmpla. Regele de de spade. O, multe cărți aici au căzut un peste. Magicianul și comunicare, multă comunicare, iaute, comunicare. Și cinciul de spade, renunță la niște compromisuri, renunță la ceva până la urmă. Și patru de bastoane în... Da, renunță la ceva pentru a fi fericită. Și acum hai să vedem cu cine. Regele de spade și steaua, uite ce frumos. Da, speră să fie totul bine, speră să fie totul ok. Nu știu dacă voi sunteți regii ăștia de spade sau este altcineva, dar văd că renunță aici la niște compromisuri în legătură cu regele ăsta de spade. Uite ce mă bâlbâi, Doamne ferește! Și idealul acestei persoane în legătură cu voi, cum gândește, este un 10 de cupe, ceea ce înseamnă o familie fericită, 4 de bastoane care de asemenea vine cu o casă, da, cu o bucurie în casă, cu a locui împreună, dar cumva este la distanță tot visul ăsta. Vedeți, e ca și cum visez, dar oare o să reușesc vreodată să trag steaua asta către mine? E ceva așa de... visăm, știi? Nu e ceva ce pune în practică. Nu e ceva ce pune în practică, pentru că ce pune în practică nu prea pune nimic în practică. Ideea este că are frici totuși legate de voi. Deci își dorește, visează, speră, că asta e speranță. Speră, da, că totul o să fie bine, că veți fi într-o zi fericiți împreună, că totul va fi ok, dar momentan, asta mai târziu, dar momentan văd că are frici în legătură cu voi. Și mai vreau o carte. Iau de și 10 de monede. Deci e clar, 10 de cupe, 10 de monede. Deci e clar că dorește să fie cu voi. Își dorește să fie alături de voi, să fie în relație cu voi, în legătură cu voi, cum să vă spun, dar are frici. Treiul de cupe. Sau sunt puțin cu triunghi momentan și e mai greu până ieșiți de acolo. Asta e. Da, ce să faceți. Până se iese de acolo, e mai greu. Da. Regele de cupe la capătul pachetului și doiul de cupe. Da, reciprocitate, iubire, dragoste, iubire. Dar, există un mare dar aici. Există un mare dar pentru că momentan persoana asta văd că nu are încredere suficientă în voi. Da, și problema este legată de stabilitate. Bun, drăguților, cam atât am avut. Ce să zic? Fiți mai serioși un pic sau, nu știu, încercați să, nu știu, să schimbați un pic energia, zic eu. Să schimbați un pic energia, pentru că tare mult se teme că nu o să fie nimic, da? Aici e doar un vis, clar. Visează la lucrurile astea, dar nu știu dacă... Nu știe dacă va putea ajunge la ele sau nu. Bun, m-a pupat. Numai bine. Ceau, ceau, ceau.